Vedem acum echipa trimisă de Cornel Țălnar. Dinamo începe în poartă cu Bălgrădean. Pe linia de fund sunt patru fundași: Rus, Scutaru, Dandea și Mușat. Patru mijlocași de la dreapta la stânga: Curtean, Bubacar, Cătălin Munteanu și juniorul Steleanu Filip. Iar în atac, tandemul Andrei Cristea și Axente Marius. Un vârst puternic. Acum Curtean la balon, Andrei Cristea. Șutează Andrei Cristea, un șut cu efect pe lângă poartă, prima ocazie a lui Dinamo în această partidă. O misiune grea pentru fotbalistul de 25 de ani și acum o ocazie periculoasă pentru polonez. Prima mare șansă ratată de Lech Poznan, acolo a fost numărul 18, Slusarski. Așa este, Bălgrădean a avut o intervenție foarte bună la vârful polonez. Usturătoare a selecționatei divizionare din Liga 1. Revedem acum ocazia irosită de Slusarski. Scrupulos arbitrul sudcorean, șut puternic. Cred că a fost corner. Mingea a fost ușor deviată și putem nota prima mare ocazie în dreptul celor de la Lech Poznan. Centrare, respinge. Mingea revine la polonez, încă un șut, puțin peste transversală. Ce șut a prins Tonev. Revedem lovitura liberă executată periculos de Volachievic. Și al mediașului. Curtean trimite, bine în careu, vine și acolo, gol! Înscrie Alexandru Dandea. Tocmai fundașul despre care vorbeam, că a venit de la Severin, nimeni nu dădea nicio șansă până la urmă să se impună la un club de tale al lui Dinamo și uite, la primul meci în tricoul roș-alb, reușește bune Bălgrădean. Da, discuții permanente are lui Țălnar cu Cătălin Munteanu, dă indicații în continuu antrenorul dinamovist jucătorilor. Noi am revăzut superbul gol marcat de Alexandru Dandea. S-a înălțat. N-a ajuns Lovrencic la această minge. Țălna strigă la elevii săi, revedem faza. Lech Poznan putea să egaleze. Dinamo a scăpat cu bine. Despre Țălnar se spune că are un venit lunar de doar 3.000 de euro. Revedem acum această fază, numărul 11 scapă singur. Ocazie imensă pentru Lech Poznan. Lovrencic, Ghezgo Lovrencic. O greșeală a lui Scutaru acolo, care a permis lui Lovrencic. Capa fundașului nostru central, este acolo și Axente, pasă scurtă pentru Filip. Cătălin Munteanu recentrează în careu și pe lângă poartă. Axente, ocazie imensă a fostului timișorean. Axente putea duce scorul la 2-0 pentru Dinamo. Ce șansă ratează acest vârf de atac, care are acum ocazia de a juca titular la Dinamo. Este atenționat de arbitrul sudcorean. Noi revedem centrarea lui Cătălin Munteanu. Lovitura de cap a lui Axente s-a lovit de picioarele lui Sisai și a ieșit în corner. O schemă frumoasă, 1-1-2 cu Steleanu Filip. Fair play, trimite mingea în afara terenului. Noi revedem șutul lui Axente. Un șut foarte bun cu pământul, a lovit pământul mingea în fața portarului Burici, intervenție excelentă a portarului polonez. Bubacar este eliminat. Arbitrul corean i-a acordat cartonașul roșu lui Bubacar. Îi se permite totuși lui Isa Ba să intre în locul său. Da, în aceste meciuri amicale la cartonașul roșu. Revedem faza. Da, intervenție de cartonaș roșu a lui Bubacar. Acum Cătălin Munteanu. Șut! Gol superb! Ce golazo reușește Axente! Gol Dinamo! Incredibil ce execuție a avut atacantul Axente. Când faza părea moartă, încetinită de jucătorii dinamoviști, iată că Axente surprinde cu o execuție excepțională. 2-0 pentru Dinamo. Un șut formidabil al lui Axente, omul care îl înlocuiește în aceste momente pe Dănciulescu în garnitura de start. Și cred că Axente își va câștiga destul de ușor locul în
primul 11 al lui Dinamo. Am revăzut golațul lui Axente. Se întoarce, nu stă pe gânduri, șutează din prima, execuție superbă. Un șut prinde Naumovski și Dinamo pornește pe un nou atac. Strătila acum în banda dreaptă, mijlocașul lateral al lui Dinamo încearcă o incursiune pe cont propriu. Noi am revăzut superbul gol marcat. Îl ceartă pe Laurențiu Rus. Revedem din nou golul superb reușit de Marius Axente. O rezervă la Dinamo în turul campionatului, care își poate găsi. Matur din jocul Dinamo, a intrat o tânără speranță. Acum o fază foarte periculoasă. Stănescu este acolo, o centrare în careu și un șut extraordinar, gol Dinamo. Un golazo veritabil, un eurogol fantastic ce reușită. Curtean, autorul acestui gol fabulos pentru Dinamo. Iată execuții încântătoare ale dinamoviștilor aici la San Pedro. Un gol extraordinar reușit de mijlocașul lateral al Dinamo, Curtean, care părea ieșit din joc de minute bune. Mușat, îl are pe Axente în stânga. Mușat se duce de latul terenului. Acum trecere superbă a lui Mușat. Centrează Axente în fața golului, puțin pe lângă poartă. Ce ratare! Dinamo putea duce scorul la 4-1. O pătrundere spectaculoasă a lui Mușat în banda stângă. L-a găsit foarte bine pe Axente. Lech Poznan repune acum mingea în joc. Noi revedem acțiunea excelentă a fundașului stânga dinamovist Mușat și șutul cu stângul al lui Axente pe lângă poartă. A mai avut Axente ocazia. Respinge în cele din urmă și din nou contraataca lui Dinamo. Strătilă de unul singur față în față cu fundașii polonezi, întârzie Strătilă de pasă foarte bună și gol Dinamo, offside. Se dictează offside, o oportunitate bună de contraatac a avut Dinamo. Sorin Strătila a judecat bine faza, a pătruns în viu, dar din păcate s-a dictat offside pentru Dinamo. Putea a fost 4-1. Da, revedem faza, într-adevăr Stănescu era în offside. Stănescu a fost dat cu execuție. Toată frumusețea în direct la Look TV. Două de partea dinamoviștilor, unul de partea polonezilor. A arătat bine Dinamo în acest meci, chiar dacă pe teren au evoluat foarte mulți jucători tineri. Goluri frumoase, joc bun făcut de Dinamo, atât în apărare cât și în atac.